În acest video vă vom arăta cele mai bune sfaturi pentru rezervări la hoteluri. Când vă conectați la contul Travel Advantage, veți vedea câte puncte de loialitate aveți disponibile, suma creditelor de călătorie din cont și puteți alege limba și moneda în care doriți să folosiți platforma. Mai jos veți găsi experiențe de viață și oferte flash disponibile acum. Iar unul din lucrurile grozave e fidul membrilor, unde puteți vedea unde călătoresc și se bucură de vacanțe alți membri. E o dovadă socială uimitoare, și unul din aspectele mele preferate ale site-ului Travel Advantage, disponibil și ca aplicație. Acum să vorbim despre cum să faceți o rezervare la hotel. Vă sugerăm să căutați un oraș sau o zonă de vizitat, nu un hotel anume. Pentru acest exemplu voi alege Dubai. Dacă vreau, pot alege un loc anume în Dubai, dar căutarea generală va arăta mai multe oferte și economii și mă va ajuta să găsesc cele mai bune locuri de vizitat în oraș. Pentru exemplu, aleg Dubai, perioada 20-24 februarie. Puteți modifica numărul de persoane, iar pentru copii e important să specificați numărul și vârsta. Voi alege două hoteluri, o cameră. Puteți rezerva mai multe camere. Apăs Caută pentru oferte. Iată rezultatele căutării mele. În loc să comparăm prețuri pe mai multe site-uri, Travel Advantage face asta pentru noi cu un click. Vă explic prețurile, de exemplu, acest Grand Axel Hotel Bur Dubai. După cum vedeți, acesta e prețul mediu pe platformele publice. Dacă cineva caută acest hotel online, ăsta e prețul pe care îl va găsi. Astea sunt economiile noastre, reducerea și cât plătim noi pentru aceeași rezervare. Deci pentru noi, membrii, prețul e doar 501 euro, nu peste 1000 ca pe platformele publice. O altă informație importantă e suma creditelor de călătorie pe care le veți câștiga pentru rezervare. În acest caz, veți primi 11,48 credite care vor ajunge la divisie în 5-7 zile după ce vă încheiați sejurul la hotel. În filtrele din stânga, vedeți că pentru această căutare avem peste 900 de hoteluri disponibile, afișate doar dacă au locuri. Dacă sunt complet rezervate, nu vor apărea în rezultatele căutării. Îmi place mereu să dau click pe hartă ca să văd unde avem oferte. Deci, dacă vrei să mergi într o zonă anume, Poți folosi harta, dai click și vezi hotelul. Când vorbim de hartă, vreau să-ți arăt un truc mic, dar absolut uimitor. De exemplu, cum vezi aici în dreapta, avem acest omuleț galben pe care îl putem trage și plasa, să zicem, aici în mijloc, și asta ne dă o vedere 3D a hotelului pe care vrei să-l vizitezi sau unde vrei să stai. Chiar îmi place opțiunea asta care oferă vederea 3D. În unele cazuri îmi arată doar zona din jur. În altele pot chiar să dau click aici și să intru să văd cum arată înăuntru. Acest vizualizator 3D e uimitor și mereu îl folosesc când vreau să rezerv un hotel din exterior, dacă dau click aici, mergi pe stradă, în zonă. Scuze, e aceeași zonă din interior. Deci să înțelegi că poți da click în mai multe locuri pentru vederi diferite ale hotelului. Acum, revenind la...